Ce frumoasă este viața când te trezești dimineața, când te trezești dimineața și te încurcă mustața. Na, pe asta scris, ba cu mustață, ba fără mustață. Bună dimineața! Mulțumesc de abonare aici pe canal. Eu zic să sacrificăm mustața de dimineață. Oricum, de luna viitoare ceva sacrificăm. Porcul, porboneu, nu mai lăsăm. Cum sunteți? Voi v-ați toaletat de dimineață? Dragi bărbați, că femeile oricum au grijă. Noi a ziceți. Băi, mă uit la voi și mă oglindesc. Sunteți super, mulțumesc de abonare. A sunat clopoțelul, a sunat. Cafea beau de la Ștefan, de pe UK. Băiat bun, cafele a dat. Pe buymeacoffee.com/nicubendea cu Sfântul Jilet din dotare. Asta mi-aduce aminte de un banc. Zice Maria, zice Ioane, când te bărbierești, spune-mi și tu că am probleme, știi tu, acolo mai jos de epilat. Zice, eu îmi lasă că spui că când mă bărbieresc. Nu mai taie nici astea. Vine vremea când să se bărbierească Ioan. Să bărbierește el așa 3 mm sub piele. Și vine Maria, zice, nu, ai zis că mă faci și pe mine acolo. Maria jos chiloții și s-apucă Ioan, așa, pe margini, pe... și când ajunge la problemă, zice, Maria, fă așa. Ia, bolul sunteți. Nu. Altceva, doamne. Zici că-s frații Marx, Grucio Marx, a? Dăm și cu asta. Cum sunteți? Vine acum. V-am speriat? Nu v-am speriat. Doamne, e o altă viață. Altă viață. Parcă-s mai tânăr cu 15 ani. Ziceți și voi, până dimineața bună. Cum sunteți? Acum am prag de weekend prelungit, când lumea vrea să petre acum un pic acasă sau acasă. Vine Pro-România și zice că 72% dintre români își doresc să se redeschidă școlile. Dar restul de 28% sunt că închiși în ele. Ponta asta, mă. L-ați văzut? Cum a murit Maradona, fie iertat? Cum o scris pe Facebook sau pe Twitter? I-a scris un mesaj la Maradona, de parcă Maradona atunci citea mesajul de la Ponta. I-a scris la Maradona, frumos, de altfel, în engleză, numai că ce s-a dovedit? Că rândurile scrise de Victor Ponta erau ciordite de la marea gloria britanicilor Gary Lineker. Nu se lasă Ponta, au și șters postarea și după aia au pus altă postare în care se lăuda cât bine economic au făcut el țării. Da, pe ăștia cu permisele. Reareu din Suceava. Ai de capul meu, mă. Știți că în continuare n-ai școală, că suntem analfabet funcțional, dar îți trebuie permis, îți trebuie covrig, știi? 1000 și nu știu cât de euro să dădeau pe un permis, ba chiar până la 4000 să urca dacă erai chiar prost. Și unde țineau ăștia de la reare? De la serviciu de permise, unde își țineau banii, mă? În Suceava, în Ligheane și în Găleți. Bă, dar 1 milion de euro. N-aveau bani de un duș? Tencuială fină, cum zice cineva de la noi. Altfel, domne, nu mai las. Că acum începe și weekendul, nu poți să te... Frig, e frig, așa-i? Și o bistrițeancă săraca și-a adunat ea economiile și și-a luat un apartament în Cluj-Napoca, pe care, evident, ce-a făcut cu el? L-a dat în chirie. Și chiriașii nesimțiți, ce-au făcut chiriașii? Ce-au făcut chiriașii? I-au furat ce-au putut de până el, ba chiar și centrala termică. Centrala. I-au furat și centrala, mă, dar cum s-au dus aia pe scări cu centrala? Ce-au fi zis? Zicea doamna, zicea. Erau niște tinerei, simpatici. N-am crezut. Tot timpul noi românii zicem la coadă. N-am crezut. Cafea, beți și voi să ne încălzim. Să ne energizăm. De la Ștefan din UK. Mulțumesc frumos, buy me a coffee. Cum? buymeacoffee.com/nicubendea. Să rămână. Dacă vă place ce zic aici, vă aștept cu o cafea. Dacă nu vă place, vă aștept cu două. Poate îmi revin. Acum am prag de iarnă, când deja am văzut cât e factura. Numai pe noiembrie, 3.600.000. La revedere, tabără dragă. Doamna, ce-o zis? Măi, întâi rău e șub bine. Măcar nu mai plătesc gazul. În Cluj se ciordește, dar în alt stil, doamne. Și vestea bună, știți care e vestea bună acum în plină pandemie? La anul
Antoldu va fi între 5 și 8 august. Nu vă bucurați. Evenimentul planetar din Cluj-Napoca se va ține la început de august, Antoldu. Până atunci o să avem și autobuze fără șofer în Cluj-Napoca. La metro se lucrează, e ca gata, pe hârtie, și o să avem autobuze fără șofer. O putoare în minus sau cum? Nu, nu. Autobuze fără șofer. Problema e a șoferilor, da? Și așa săracii fac efortul să conducă până Clujul ăsta. Nu, no, pune pășine, pune autobuzul fără șofer. Nu. No. Măcar nu mai au cu cine să înjura taximetriștii. Că pe când se arate la șoferul de autobuz, n-ai cui. Dar pe aia spărietură pardeleni. Nimă, un autobuz. Unde s-o duc șoferul? Precis o opri la piață. O oprit la piața Mihai Viteazu să-și ia niște gogoșari. Da mă, dar nică mere autobuz. Mă, stai mă, unde te duci? Și așa suntem noi șocați și șocanți, dar asta e bun, fără mustață, așa-i? Tinerel mă însurai, tralalai. Ce gătiți că vine weekend prelungit, sâmbătă, duminică, luni, marți. Ce gătiți? Că doamna Cornelia Rednic, soția lui Lupu Rednic, care cântă, a fost surprinsă cu un bea în vede 100 de mii de dolari sau de euro în București, în timp ce era la shopping la piață. Și-a oprit bolidul, iar după 15 minute a revenit cu o plasă plină de zarzavaturi. Păi ce să facă, supă la plic? Pe soțul s-o-l cheamă Lupu Rednic, nu vegetarianul iepuraș. Lupu Rednic, că-i vrednic. Adică dacă nu-i face leveșă, dacă nu-i face supă, dacă nu-i face zamă cu oarice carne acolo, nu-i bun. Desigur, desigur, punem și zarzavaturi așa pentru derutarea adversarului. Dar ce zarzavaturi? Ce zarzavaturi? Că și sacra vrea să facă o supă de pui, că i-a trimis Cuscra de la Sohodol un pui din promoția asta, s-a făcut. 2,100 kg tăiatii cu pui să trăiască la mulți ani. Și musai să pună pătrunjel. Nu, am rugat pe cineva să aducă pătrunjel, că eu n-am fost disponibil. Eu adus dita mai pătrunjelul, bă, puteai să-l folosești, da, ăla-i pe stârnac. M-am dus eu, am găsit pătrunjel, scria pe pungă, pătrunjel românesc, produs în România, de ferma aia, producător, produs autentic, pătrunjel, P-A-T-R-U-N-J-E-L, Petrinjei. Ce nu, ăsta-i pe stârnac. Cum îți dai seama, l-a mirosit, zice, e prea dulce, na, de ce să-i mai zic? Așa nu primim nimic pentru că o primit CFR Bătaie. Chetionul de la hoverii de la Seroma. Borsucu să n-aibă numai soarta norcilor din Danemarca. A zis, cum ies alea din mormânt? Ia. Nu bun. M-am aranjat în fața voastră. De acum apărem. O să apar cu fața asta cât se poate de aranjat. Weekend plăcut, weekend prelungit, plăcut vă doresc. Dacă aveți vreme, o cafea la buymeacoffee.com/nicubendea. Dar până una alta, mulțumesc de abonare. Clic aici pe clopoțel să știți când vin postările. Că vine și mâine una pe la 11, așa. Să avem de weekend, de Sfântul Andrei, să avem ceva frumos. Vă mulțumesc de urmărire și scuze dacă v-am ținut prea mult de povești, că știu că aveți de lucru și ioi. O zi superbă, superbisimă și weekendul ăsta prelungit să vă aducă tot ce vă doriți în case și în suflete. Nicu Bendea numai de bine vă dorește.